Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint cazul incredibil al unui călător în timp care a filmat totul cu telefonul mobil. Un suedez a călătorit involuntar în timp, întâlnindu-se tot cu el, mai bătrân cu 40 de ani. Pare greu de crezut, dar vom vedea în continuare și cum fizica cuantică a demonstrat existența universurilor paralele. De-a lungul timpului au fost relatate multe cazuri ciudate, despre cum avioane aterizează la zeci de ani după ce decolează, cazuri de oameni care declară că vin din țări inexistente, de persoane care apar iar pe urmă dispar și multe altele, cazuri ce ar trebui să ne ofere o altă perspectivă de viziune asupra universului în care trăim, mai ales că nu este doar unul, așa cum am fost îndoctrinați din școală să credem. Informațiile următoare pun la grea încercare mintea multor oameni, așa cum o pune, spre exemplu, cazul avionului care a decolat în 1946 și a aterizat în decembrie 1993 pe aeroportul Bogota din Columbia. Când aud de așa ceva, oamenii, chiar și unii mai dezmeticiți, încep să-și miște ochii în cap în sens de incertitudine, părându-li se incredibil. De fapt, cam tot ce era incredibil, tehnica modernă a inventat. Dacă acum 50 de ani le vorbeai oamenilor simpli despre iPhone sau laptopuri, îți spuneau că ești nebun. În continuare, vă citez povestea unui bărbat care susține că a călătorit involuntar 40 de ani în viitor și s-a văzut cu el însuși. Un tânăr din Suedia nu va uita niciodată ziua de 30 august. În timp ce efectua reparații la chiuveta din bucătăria casei sale, susține că a călătorit în timp și că s-a întâlnit cu el mai bătrân cu 40 de ani. Hakan Norqvist susține că s-a întâlnit pe sine peste 40 de ani, în timpul unei presupuse călătorii în timp. Tânărul spune că se afla în bucătăria casei și efectua niște reparații la chiuvetă, când s-a ridicat și a dat nas în nas cu el. Mai exact, el peste 40 de ani. Drept dovadă, tânărul a publicat și câteva imagini filmate cu telefonul mobil cu el și acest bărbat care seamănă și are același tatuaj. Profesor de fizică al Universității din Fargestaden, Suedia, Hans Kazan, a declarat că astfel de situații sunt teoretic posibile, dar nu poate afirma cu siguranță că un astfel de lucru s-a întâmplat. Hakan Norqvist a postat pe YouTube o filmare în care povestește tot ce i s-a întâmplat. Povestea lui este după cum urmează. Într-o zi, în timp ce se afla acasă, a observat o scurgere la chiuveta din bucătărie, luându-și uneltele de instalații sanitare. Hakan a încercat să ajungă la scurgerea de sub chiuvetă și aici realitatea lui pare să se estompeze în necunoscut. În timp ce încerca să ajungă în partea din spate a chiuvetei, acesta părea să se îndepărteze din ce în ce mai mult, ca și cum s-ar fi întins dincolo de raza sa, așa că Hakan s-a târât sub chiuvetă pentru a ajunge la scurgere. Acolo a văzut o lumină și și-a dat seama că era capabil să stea în picioare și că era afară. S-a simțit ca o intrare în tunel, iar când a ieșit în sfârșit în cealaltă parte, a descoperit că era în anul 2042. Odată ce și-a dat seama de asta, s-a ridicat și acolo, în picioare, în fața lui, era o versiune mai veche a lui însuși. Hakan afirmă că și-a dat seama că bătrânul semăna cu el într-un fel și că a vorbit cu sinele lui mai în vârstă pentru o vreme, petrecându-și timpul din viață împărtășind informații cu bătrânul. Spunea că avea în jur de 70 de ani. Acum ar fi foarte ușor să spunem că aceasta este o poveste, doar că Hakan avea un telefon video cu el și s-a filmat pe el însuși și pe sine însuși mai în vârstă, braț la braț, și apoi au comparat tatuajele de pe brațul drept. Acesta este cel mai convingător adevăr adus vreodată despre călătoria în timp. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu Hakan Norqvist? A fost o farsă video? Ei bine, aici apare îndoiala. Hakan a început să scrie pe blog despre experiența sa din Suedia și dintr-o dată
Internetul a fost în vogă cu povestea călătorului în timp suedez, Håkan Nordqvist. Håkan a fost apoi abordat de o companie de filmare, care a fost finanțată la rândul ei de o companie de fonduri de pensii aflată în faliment, cunoscută sub numele de AMF, una dintre cele mai mari firme de pensii din Suedia. Astfel, AMF a inserat videoclipul într-un documentar pe care l-a postat pe site-ul său. Pensii și o versiune mai veche a dumneavoastră. Puteți spune reclamă pentru pensii. Da, exact așa a etichetat opinia publică experiența lui Håkan. Cu toții am văzut campanii virale făcute de toată lumea, de la celebrități la companii care încearcă să atragă trafic pe site-urile lor. Dar este acest videoclip doar o reclamă sau un film pe care compania l-a preluat și a decis să ruleze ca să-și ridice afacerea? Adevărul este că trebuie să recunoaștem că este o poveste fantastică și oricărui agent de publicitate i-ar fi plăcut să fi gândit-o. Dar singurul lucru pe care îl putem spune cu siguranță este că videoclipul filmat cu telefonul mobil pare să dea crezare poveștii, iar apoi există asemănarea dintre bătrân și Håkan, care este ciudată. În plus, sunt și tatuajele. Unii oameni au comentat că tatuajele lor nu se potrivesc ca mărime sau că se potrivesc prea mult pentru a fi reale. Dar să ținem cont că dacă îmbătrânești vreo 40 de ani, pielea se va întinde și cerneala se va păta și se va estompa. Apoi, în ceea ce privește potrivirea tatuajelor, ei bine, acestea se potrivesc perfect, ceea ce ar putea însemna că sunt una și aceeași persoană. Mulți cred că povestea lui Håkan este adevărată, acesta apărând sincer în relatarea sa. Se poate întâmpla asta cu adevărat? Oamenii de știință cred că călătoria în timp este posibilă. Timpul este un fenomen relativ care este interconectat cu dimensiunea fizică, cel puțin din punctul nostru de vedere. Vedem timpul ca pe o măsură liniară a acțiunilor și a entropiei care curge mereu înainte. Dar există multe aspecte ale realității noastre care pot estompa liniile dintre realitatea materiei fizice și ceea ce putem percepe și acele lucruri din universul cuantic care traversează cumva barierele dimensionale despre care credem că există. Imaginați-vă că există linii temporale nelimitate și în multe dintre ele are loc o realitate alternativă, care o oglindește oarecum pe cea în care vă aflați acum. În acele vremuri sau vremuri de viață s-ar putea să împărtășiți multe dintre aceleași experiențe sau s-ar putea să fiți persoane total diferite, s-ar putea să nu existe. Dacă aceste linii temporale se intersectează cumva accidental la un anumit punct al realității noastre, ați avea o estompare a realității voastre și poate chiar vă veți manifesta în cealaltă realitate sau viață. Sună exagerat, dar dacă universurile bidimensionale care împărtășesc proprietăți similare sau identice, acele două universuri pot fi capabile să împărtășească o realitate curentă, iar cele care sunt în viață ar putea trece prin bariera temporală dimensională. Acum, pentru că timpul nu este o constantă, puteți apărea câteva minute mai târziu sau chiar secunde sau poate mii de ani în trecut sau viitor. În celebra serie Montauk, care însumează numai puțin de 7 cărți, scrise de Al Bielek, Preston B. Nicholas și Peter Moon, ni se vorbește atât despre experimentul Philadelphia, cunoscut neoficial ca proiectul Rainbow, unde nava USS Eldridge, într-o încercare de a folosi undele electromagnetice înalte pentru a îndoi lumina în jurul ei, pentru a o face invizibilă, în realitate a călătorit în timp. Experimentele au continuat apoi cu proiectul Montauk, care era mai sigur decât experimentul Philadelphia, în sensul că la Montauk nu se mai călătorea fizic, în timp, ci erau aleși subiecți să facă călătorii în timp, dar la nivel de conștiință, acestea nefiind periculoase. La un moment dat, Preston Nichols povestește cum el s-a întâlnit cu el însuși.
Însă sublinia că aceste întâlniri cu tine însuți trebuiesc evitate pentru că ar putea provoca un fel de scurt circuit spațiotemporal din care ai toate șansele să mori. În 2010, Universitatea California din Santa Barbara a demonstrat științific existența universurilor paralele și implicit călătoria în timp. Până atunci, ideea de universuri paralele era doar o ipoteză care era atacată mai tot timpul de iluștrii savanți. Demonstrarea existenței universurilor paralele a spulberat definitiv ideea de paradox al călătoriei în timp, o idee potrivit căreia nu te puteai întoarce în trecut să-ți omori bunicul, pentru că ar fi însemnat să nu mai fi născut. Dar universurile paralele arată că atunci când omul se întoarce în trecut, de fapt el se întoarce într-o altă dimensiune sau un alt univers, iar unele întâmplări pot fi modificate, altele nu. Ideea de bază este că noi coexistăm în toate aceste dimensiuni, universuri. Facem diverse lucruri, însă uneori ne mai intersectăm, iar această intersectare poartă denumirea de déjà vu. Un exemplu concret. Eu sunt acum în 4D, iar eu citesc acum acest material. În 3D, probabil că acest canal YouTube nici nu este încă creat, iar în 7D, probabil că am citit și mai multe materiale decât am citit în 4D. Există mai multe relatări care demonstrează că lumea noastră se poate amesteca într-adevăr cu o lume paralelă. Deși fizicienii au dovedit teoretic posibilitatea existenței unor lumi paralele, nu este atât de ușor să ni le imaginăm în mod realist. Cu toate acestea, în ultima vreme au apărut povești din ce în ce mai ciudate despre oamenii care sunt convinși că au locuit în alte universuri. La mijlocul secolului XIX, în Connecticut, doi oficiali, judecătorul Way și colonelul McArdle, au fost prinși într-o furtună și au decis să se ascundă într-o mică colibă de lemn din pădure. Când au intrat acolo, sunetele tunetului au încetat să mai fie auzite și în jurul călătorilor era o liniște profundă și întuneric. Au bâșbâit în întuneric după o ușă din fier forjat și s-a uitat în altă cameră plină de o strălucire slabă verzuie. Judecătorul a intrat acolo și a dispărut instantaneu, iar McArdle a trântit ușa grea, a căzut pe podea și și-a pierdut cunoștința. Ulterior, colonelul a fost găsit în mijlocul drumului, departe de locul misteriosului edificiu. Apoi și-a revenit, a spus această poveste, dar până la sfârșitul zilelor sale a fost considerat nebun. În 1974, la Washington, unul dintre angajații unei clădiri administrative, domnul Martin, a ieșit afară după muncă și și-a văzut mașina veche nu acolo unde o lăsase dimineața, ci pe partea opusă a străzii. S-a apropiat de ea, a deschis-o și a vrut să plece acasă. Dar cheia, brusc, nu se potrivea cu comutatorul de contact. În panică, bărbatul s-a întors în clădire și a vrut să cheme poliția. Dar, în interior, totul era diferit. Pereții aveau o altă culoare, telefonul dispăruse din hol și nu exista niciun birou în locul unde lucra domnul Martin. Apoi, bărbatul a fugit în stradă și și-a văzut mașina acolo unde o parcase dimineața. Totul s-a întors la viața obișnuită, deoarece angajatul nu a raportat poliției despre incidentul ciudat care i s-a întâmplat. A povestit despre asta doar mulți ani mai târziu. Probabil, pentru scurt timp, americanul a căzut într-un spațiu paralel. Într-un castel antic de lângă Cumcriff, din Scoția, două femei au dispărut într-o singură zi. Proprietarul clădirii, pe nume Magdali, spunea că acolo se întâmplă lucruri ciudate și că în castel există cărți vechi oculte. În căutarea a ceva misterios, două doamne în vârstă au intrat în secret în castel. Proprietarul lăsase ușa deschisă după ce, într-o noapte, îi căzuse un portret vechi. Femeile au intrat în spațiul din perete care a apărut după căderea tabloului și au dispărut. Salvatorii nu le-au mai găsit,
În plus, nicio urmă a femeilor nu a fost găsită niciodată. Mulți au explicat că acestea ar fi putut intra într-un portal către o altă lume, de unde nu s-au mai putut întoarce. La 1 februarie 1964, avocatul Thomas Mahon din California și-a încheiat ziua normală la serviciu și s-a urcat în mașină pentru a conduce spre casă, la Eureka, la o oră și jumătate distanță. Dar acasă nimeni nu l-a văzut, iar adevăratele circumstanțe ale dispariției sale misterioase au rămas pentru totdeauna necunoscute. Însă dispariția lui nu ar putea fi numită fără urmă. Marisa Cledvans, asistentă de urgență la spitalul Gerber Villa din California, fără prea mult interes, a examinat figura unui tânăr în costum negru. Thomas Mahon, avocat, s-a prezentat străinul. El a cerut asistență medicală, întrucât a avut un atac brusc de durere în timp ce conducea. Durerea, spunea el, a fost atât de puternică, încât la un moment dat, avocatul a simțit că a murit și întreaga lume din jurul său a dispărut. Marisa a verificat numărul cardului de asigurări de sănătate al avocatului și s-a întors spre vestiarul din spatele ei. Când a apelat la pacient cu o secundă mai târziu, el dispăruse. Părea să se fi topit în aer. Toate căutările pentru pacientul misterios au fost fără rezultate. Între timp, în jurul orei 10 seara, o patrulă a poliției rutiere a dat peste mașina avocatului lângă un râu. Marcajele de pneu de pe asfalt indicau încercări disperate și nereușite de frânare. Petele de sânge erau clar vizibile pe acoperișul mașinii. Geamul ușii din față dreapta era coborât. Șoferul dispăruse. Petele de sânge și amprentele umane din noroi s-au întins aproximativ pe 50 de metri și apoi au dispărut brusc, de parcă o persoană care părăsise mașina s-ar fi topit brusc în aer. Căutarea la scară largă a persoanei dispărute a început să aducă rezultate abia după 19 zile. Cadavrul avocatului Thomas Mahon a fost găsit pe malurile râului la 30 de kilometri de locul accidentului. O examinare a cadavrului și o autopsie au scos la iveală că a existat o abraziune profundă mare pe capul decedatului. Însă cauza morții nu a fost aceasta, ci faptul că omul rănit s-a înnecat în râu. O reconstrucție detaliată a incidentului a arătat în mod convingător că avocatul a căzut în râu chiar în momentul în care a apărut în camera de urgență a spitalului rural. La 25 iunie 1943, navele escadrilei militare americane care mergeau de-a lungul insulelor Aleutiene au înregistrat 7 nave japoneze care se îndreptau pe radarele lor. Comandantul escadrilei a ordonat să deschidă focul. Timp de o jumătate de oră, navele americane au tras, însă, spre surprinderea marinarilor americani, inamicul nu a răspuns la foc, iar când împușcăturile au încetat, a dispărut cu totul fără urmă. Dar abia după război, pe baza documentelor din serviciile navale americane, s-a stabilit că în acea zi nu au fost deloc nave japoneze în zonă. 25 octombrie 1974, Robert Wyoming a plecat la vânătoare. Rătăcind toată pădurea în zadar, cam pe la ora 4 după amiaza, s-a ciocnit literalmente nas în nas cu un bivol imens. Taurul puternic stătea la o distanță de vreo 30 de metri de vânător. Ridicând arma și țintind, Wyoming a tras. Mai departe, totul semăna cu un vis. Glonțul, ca și cum era filmat în mișcare lentă, a zburat încet aproximativ 15 metri și a căzut ușor la pământ în frunzele de toamnă. Vânătorul a fost șocat. Dar imediat ce și-a recăpătat conștiința, a fost din nou șocat. În apropiere a văzut ceva asemănător cu o navă spațială. Creaturi uimitoare stăteau lângă navă. S-au apropiat de el și una dintre creaturi l-a întrebat pe vânător cum se simte. Wyoming s-a trezit doar la spital,
unde a fost preluat de o patrulă de paznici. Adevărat, au trecut 4 zile din acel moment. Arhivele din toate țările lumii conțin informații despre cazuri similare și alte cazuri chiar mai ciudate. Cu toate acestea, de regulă, toate aceste evenimente misterioase rămân în afara câmpului vizual al științei. Este prea dificil pentru o minte științifică să înțeleagă, aproape imposibil. Cercetările asupra multor fenomene inexplicabile se desfășoară în multe țări și tot mai mulți cercetători sunt înclinați să creadă că ipoteza existenței lumilor paralele are dreptul să existe. Există mai multe lumi paralele în univers în același timp, cu care cei mai mulți dintre noi putem comunica. Aceasta este poziția principală a acestei ipoteze. Cel mai simplu caz de comunicare cu lumii paralele este somnul. Realitatea a ceea ce se întâmplă într-un vis ne convinge că toate acestea se întâmplă în realitate. Mintea noastră subconștientă atrage informații din vise. În același timp, viteza de transmitere și recepție a informațiilor într-un vis este de multe ori mai mare decât viteza de transmitere și recepție a informațiilor în lumea reală. În doar 8 ore de somn, putem experimenta săptămâni și luni de viață, iar într-un minut de somn, un film cu mai multe părți se poate derula înaintea privirii noastre interioare. Vor putea oamenii totuși să trăiască într-o altă dimensiune? Există o opinie diferită dacă este posibil să trăiești într-una din lumile paralele. Deși există multe cazuri de oameni care se mută în alte dimensiuni, niciunul dintre cei care s-au întors, după o lungă ședere într-o altă realitate, nu și-au încheiat călătoria cu succes. Unii au nebunit, alții au murit, iar alții au îmbătrânit brusc. Soarta celor care au trecut portalul și s-au regăsit pentru totdeauna într-o altă dimensiune a rămas de asemenea necunoscută. Psihicii spun constant că sunt în contact cu ființe din alte lumi. Susținătorii ideilor despre fenomene anormale spun că toți oamenii care lipsesc se află în acele planuri care există paralel cu ale noastre. Totul poate deveni mai clar dacă există o persoană care poate intra într-una dintre ele și se poate întoarce înapoi sau dacă dispăruții încep brusc să apară în lumea noastră și să descrie exact modul în care au trăit într-o dimensiune paralelă. Astfel, lumile paralele pot fi o altă realitate care a rămas practic necunoscută pentru toate mileniile existenței noastre. Teoriile despre ele sunt încă doar presupuneri, idei pe care oamenii de știință moderni le-au explicat puțin. Este probabil ca universul să aibă multe lumi. Oamenii trebuie să știe despre ele și să intre în ele? Sau este suficient ca noi să existăm pur și simplu pașnic în spațiul nostru? Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă reamintesc să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu noutățile noastre. De asemenea, dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați like și share. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!